Examenul de titularizare a fost un fiasco total anul acesta. Noua generație de profesori are mari lacune și nu doar de pregătire, ci și de ordin moral. Din numărul total de înscriși la examen, 20% nici măcar nu s-au sinchisit să se prezinte. În tot acest peisaj sumbru al învățământului românesc, președintele Klaus Iohannis a băgat capul în poză la lansarea noilor legi ale educației și a vorbit din nou despre proiectul lui, care nu este pus de nicio culoare în aplicare de atâția ani. Anul acesta, examenul de titularizare a strâns aproape 32.000 de cadre didactice, ce și-au dorit ca din toamnă să fie la catedră și să le predea copiilor dumneavoastră. Profesorii au note mai proaste decât elevii la examenul de titularizare. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Sau ce ne arată asta despre învățământul din România? Înseamnă că profesorii nu sunt bine pregătiți pentru profesia asta, poate că n-au nici aptitudini și trebuie să schimbe locul. Dacă ei iau note mai mici decât elevii, înseamnă că nu sunt apți pentru a da lecții copiilor. Marea majoritate au fost cei din generația actuală de absolvenți, care au spus în cor că, în ciuda salariilor mici, ei au vocație și își doresc din tot sufletul să influențeze generațiile viitoare. De la dorință la putință a fost diferență mare. Vreo 8.000 dintre aceste așa zise cadre didactice nici măcar nu au venit la examen. O altă problemă a acestui examen de titularizare a fost numărul celor care au fost prinși copiind și au fost dați afară cu interdicția de a preda în următorul an școlar. Numărul a fost mai mare de 3 ori față de anii precedenți. După tot acest tablou sumbru al examenului de titularizare, stai și te întreb dacă nu cumva sistemul este în colaps, iar copiii dumneavoastră vor mai avea de la cine să învețe în anii următori. Să învețe ce? Cum să nu se pregătească pentru un examen? Cum să fur la un examen? Asta vă doriți să învețe copiii dumneavoastră? Profesorii au note mai proaste decât elevii. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Cum să vă zic eu dumneavoastră, ca peste tot, în orice branșă, sunt și buni și răi. Dar asta denotă că dacă au ajuns profesori, au încetat de a-și perfecționa studiile în continuare. Deci învățământul, ca să fii un profesor sau orice ai fi, trebuie să studiezi în continuu ca să fii la nivelul cerințelor. Pentru că societatea evoluează și odată cu evoluția, apar noi tehnologii, noi sisteme pedagogice și așa mai departe. Deci ei trebuie să pregătească în continuu. Examenul de titularizare a fost un fiasco total, iar rezultatele vor arăta care sunt exact dimensiunile dezastrului. E clar că vor fi și excepții cu cadre didactice ce vor obține note mari, dar numărul acestora va fi unul extrem de mic. Pădure fără uscături nu poate să existe, dar, din păcate, în învățământul românesc, copacii buni sunt din ce în ce mai greu de văzut dintre atâtea uscături.